Convocați pentru ședința ordinară din luna ianuarie, prin dispoziția primarului orașului Slănina Moldova, numărul 16 din 25 ianuarie, sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Domnul Ceandău lipsește, nu m-a anunțat motivat sau nu, probabil că motivat. Mi-a scris la un mesaj și mi-a comunicat că nu poate ajunge. Așa. De ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt observați asupra procesului verbal al ședinței anterioare. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Rog pe domnul președinte să preia conducerea votului. Bună ziua tuturor! În cadrul ședinței de astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 26 de proiecte plus 3 pe lista suplimentară. Din cele 26 de proiecte menționate pe convocator, un număr de 3. Punctul 1, 2 și 9 au fost retrase. 24 plus 3. Dar 24 plus 3 suplimentare. La mine eu ajung la numărul 26 aici plus 3 la suplimentare. Dacă e o problemă, oricum o să le prezentăm. Da, și da, trei numărăm. Supun la vot. Cine este pentru? Abține? Nu. Unanimitate. Proiect HCL numărul 186 din 25.01.2022 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale a orașului Slănina Moldova la data de 31 decembrie 2021. Inițiator, domnul primar, economist Baciu Gheorghe. Data limită pentru adoptare astăzi. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, să spun și eu câteva cuvinte. Prima dată să vă transmit la mulți ani. E prima dată când ne întâlnim anul acesta în Consiliul Local. Să dea Domnul să avem un an cu realizări, cu sănătate în primul rând și cu realizări cât mai bune și decizii cât mai bune pentru localitatea noastră. Revenind de la punctul ordinei de zi, vă spun că este pentru prima dată când Slănina Moldova are un buget de 15.652.000 de lei realizat. În mod, spre exemplu, în 2016 am avut 8 milioane. E adevărat că din acest realizat avem 3.410.000 primiți pe situații de urgență, pe care anul acesta îi facem excedent, dar suntem obligați să-i cheltuim pentru situații de urgență. Respectiv poduri, ziduri și alte avarii, drenuri pe care noi le-am avut și guvernul ne-a alocat aceste sume. Sunt bucuros că am reușit să avem acest buget și ne dorim să-l creștem an de an, pentru că de fapt asta este marele secret. Dacă ai crescut veniturile și reduci cheltuielile, rămân bani pentru investiții. Altfel, lucrurile nu pot evolua în concordanță cu cerințele cetățenilor noștri și a investitorilor care vor să aibă un suport cât mai mare din partea noastră. Vă mulțumesc! Da, dacă sunt discuții, dacă nu o să trecem la vot, cine este pentru aprobarea proiectului? Unanimitate. Punctul 4. Proiect HCL numărul 187 din 25.01.2022 privind aprobarea indexării indicului mediu al prețurilor de consum aferent anului 2021 față de media anului 2020 cu aplicabilitate în anul 2022 pentru contractele de concesionare și închiriere. Inițiator domnul primar,
Spațiu Gheorghe, data limită de adoptare astăzi. Da, pentru cei care sunt afectați de indicele de inflație, le comunic că de la statistică am primit că inflația în 2021 a fost de 5,05%. Respectiv, pentru contractele de concesiune, de închiriere, această inflație va fi o creștere a sumei pe care dumneavoastră o plătesc la acest moment. Dacă sunt alte sugestii, propuneri, întrebări, nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Proiect HCL numărul 188 din 25 ianuarie 2022 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 46 din 8-8-2016 în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2015 la UAT Slănic Moldova. Inițiator, domnul primar economist Baciu. Da, este vorba de controlul din 2016, care a avut 18 puncte, în mare parte le s-au rezolvat, cu unele suntem încă în instanță și echipa de monitorizare care a venit ne-a prelungit termenul până pe 10.04.2022. Dacă sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Mulțumesc. Proiect HCL numărul 189 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice care nu dispun de o locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator, domnul primar economist Baciu Gheorghe. Dacă nu sunt întrebări sau alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Proiect HCL numărul 190 din 25 ianuarie 2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 pe raza administrativ-teritorială a orașului Slănic Moldova. Inițiator, domnul primar, economist Baciu Gheorghe. Dacă îmi permiteți aici să spun câteva cuvinte, se păstrează forma de organizare a învățământului care există astăzi, respectiv vom avea în continuare 5 grupe de grădiniță, toate cu program prelungit și celelalte structuri. Și referitor la punctul precedent, valoarea navetei cadrelor didactice este de 1700. Puțin peste 1700 de lei pentru luna decembrie, ca să cunoască cei care urmăresc materialul. Mulțumesc. Da. Dacă nu sunt alte discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. Precizarea, mă scuzați, că primarul și gimnazial au rămas cu același număr de clase. Da. Și la preșcolar, este aceeași decizie din urmă de... Așa am primit, așa... Da. Ați primit dumneavoastră, așa am primit și... Acum vă spun cel mai... Pe mine personal, mă interesează tot învățământul, dar urmăresc cu atenție să nu pierdem grupa cu program prelungit, pentru că vom mai face și niște investiții acolo, dar sunt... părinții sunt foarte mulțumiți pentru că ei au ocazia să petreacă copilul 9 ore, mănâncă, se odihnește și este un, și pentru părinți și pentru copii este un plus. Copilul ajunge acasă mai educat și mai liniștit și părintele are timp să se ocupe de alte lucruri, în special cei care au loc de muncă. Dar trebuie o continuitate pentru celelalte, primar și gimnazial. Nu se poate face lucrurile. Da. Toate trebuie îmbinate. Punctul 8.
proiect HCL numărul 191 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea programului manifestărilor culturale artistice ce se vor organiza în anul 2022. Inițiator, domnul primar. Dacă sunt întrebări, dacă nu, cine este, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abținere nu. Proiect HCL numărul 191. Dacă îmi permite, domnul președinte, chiar și după vot. Vă mulțumesc în primul rând. Acest buget, în principal, este din taxa de specială pe care noi încasăm de la recepție și din taxa de parcare. Adică, așa cum vom regulamentul, am distribuit aceste sume și îi apare suma mare, dar o să executăm atât cât ne permite bugetul și sperăm să avem cât mai multe evenimente, pentru că altfel nu ne îndeplinim ținta de a atrage turiști. Dar atâta. Mulțumesc. Proiect HCL numărul 192 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea dării în administrare către Secea Pasiv sau Lucrezare SRL SRL Moldova a autovehicului Dacia Logan. Inițiator, domnul primar Paciu Gheorghe. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 193 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Sărănic Moldova, autovehicului Renault Zoe Life, ZE40R11. Inițiator, domnul primar, primis Bacu Gheorghe. Dacă doriți să comentați ceva, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu. Proiect HCL numărul 194 din 25 ianuarie 2022 privind transferarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din inventarul UAT orașului Moldova în inventarul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din subordinea Consiliului Local orașului Sărănic Moldova. Asta a fost discutată de comisii, dacă nu sunt... Aici avem la toate trei punctele vizează transferarea și dotarea, practic, acestor servicii cu mijloace de transport, dar la serviciul de voluntar pentru situații de urgență se adaugă și echipamentul de stingere, remorca și o sirenă electronică pe care urmează să o punem în funcție foarte, foarte curând. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere. Proiect HCL numărul 195 din 25 ianuarie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la serviciul public de salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Sărănic Moldova. Inițiator, domnul Comis, Paciu Gheorghe, primarul orașului. Nu se adaugă costuri suplimentare, doar creăm condiții ca muncitor calificat să poată veni și o persoană care nu are neapărat 8 clase, pentru că sunt meseriași care îndeplinesc condițiile, dar mai puțin nivelul de studii. Și atunci vrem să oferim posibilitatea și acestor persoane să participe la concurs. Da, să supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu. Proiect HCL numărul 196 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea planului anual privind acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orilor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social conform legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat fără și completările ulterioare pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar Marcu Gheorghe. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Proiect HCL numărul 197 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi dintre intravilanul orașului Sărănic Moldova. Inițiator, domnul primar Marcu Gheorghe,
Domnul Comis Bacă, la ora. Dacă doriți, acum. Aș face de precizarea că acest registru al spațiilor verzi este obligatoriu, conform legii, dar este și necesar în perspectiva atragerii de fonduri pentru amenajarea unor zone pe care noi le-am denumit zone verzi, dar la momentul acesta nu arată așa de bine. Ne creează un cadru de atrage fonduri sau din fonduri locale să amenajăm aceste zone și să le întreținem, bineînțeles, așa cum trebuie. Da, vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu. Unanimitate a fost votat. Proiect HCL numărul 198 din 25 ianuarie 2022 privind completarea contractului de dare în administrarea serviciului și a infrastructurii tehnico-utilitare referente pentru prestarea serviciului de salubrizare către serviciul public de salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Aprobat prin HCL al orașului Slănic Moldova numărul 149 din 31-10-2018. Inițiator domnul economist Bacitor, primarul orașului. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 199 din 25 ianuarie 2022 privind completarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 144 din 28-10-2021, inițiator domnul economist Bacică, primarul orașului. Întrebări, discuții? Sunt. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 200 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC de Gazgrid, piesa Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conductă, distribuție gaz naturale și branșamente gaz naturale, presiune redusă, strada Păcii și strada Frunzei, în Slănic Moldova. Inițiator, domnul economist Vaciu Gheorghe, e primarul orașului. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 201 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz Gâdie, sat Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conducte distribuție gaze naturale și branșament de gaze naturale, presiune redusă, strada Inginer Anton Abavei, fosta strada Măgurii, din Slănic Moldova. Inițiator, primarul orașului, domnul economist Bacic Gheorghe. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Proiect HCL numărul 202 din 25 ianuarie 2022 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în puterea Consiliului Local numărul 149 din 26-11-2021. Inițiator, domnul primar, economist Bacic Gheorghe. Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc. Proiect HCL numărul 203 din 25 ianuarie 2022 privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și pentru introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova, domnul Amis Baciu Gheorghe. Dacă nu sunt discuții sau ne lămuri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 204 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea unei rețele de stații de reîncărcare de curi electrice în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Slănic Moldova, domnul economist Bacău.
Da, aici, dacă îmi permiteți, domnul președinte, ați aprobat la întâlnirile precedente să facem acest proiect. El este gata și vrem să-l depunem la Agenția Fondului pentru Mediu. Valoarea lui este de 1.693.910 lei cu TVA și finanțarea este 100% de la Fondul de Mediu. Ne dorim ca și pe Valea Sănicului și în stațiune, în total, să fie 8 stații de încărcare, cu scopul de a satisface nevoile anumitor persoane care au vehicule electrice sau hibride cu încărcare. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu! Supunem la vot cine este pentru aprobare. Împotriva, abțineri, nu? Mulțumesc! Unanimitate! Proiect HCL numărul 205, privind din 25 ianuarie 2022, privind inițierea de către Autoritatea Publică Locală Oraș Sănic Moldova, a elaborării documentației PUZ în scopul dezvoltării urbanistice a zonei Pârtea de Schine Mira, prin crearea unor zone funcționale pentru comerț și agrement și amenajarea unei căi de acces rutier. Inițiator, domnul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, în perspectiva preluării telescaunului, cum ne place să spunem mai nou, vrem să atragem investitori în partea de sus a Pârtiei și avem nevoie să facem un plan urbanistic zonal, având în vedere modificarea unor reglementări de acolo. În acest sens, punctul 23 și 24, care urmează cu concesiunile, au ca scop deschiderea posibilității de a scoate la licitație aceste terenuri și a dezvolta în zona respectivă atractivitatea turistică. Da, vă mulțumesc. Vreau să vă retrag la acest vot. La aceste două puncte îmi retrag, da? Nu vă exprimați punctul meu. Nu votați. Nu votați. Da, nu știu dacă e obligatoriu să stați în sală, dar nu mă exercitați. Vă exprimați. Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea punctului discutat? Deci restul tot sunt în mai puțin de locuța, da. Mulțumesc. Proiect HCL numărul 206, privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a unor terenuri situate în zona superioară a Pârtiei de Schi, prin amenajarea de activități economice și de agrement. Inițiator, domnul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este un... Aceeași discuții, da, continuarea discuției. Dar licitația va fi cu strigare. Ne dorim să facem o licitație cu transparență maximă și cu posibilitatea de a încasa cât mai mult bani. Da. Supunem la vot? Mai sunt discuții. Cine este pentru? Proiect HCL numărul 207 din 28 ianuarie 2022, privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, sursa de finanțare A. Inițiator, domnul primar al orașului Sănic Moldova, domnul Vasilor. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 208 din 28 ianuarie 2022 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuință pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect HCL numărul 209 de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuință privind tineri destinate închirierii construite prin programul ANL. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi.
pe lista suplimentară mai avem cele trei puncte. Nu, asta a fost. Da, a fost. Da, mulțumesc. Mai repetam, mă rog. Vă mulțumim. Da. Dacă nu mai sunt de discuții, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.